Contractul care prevede construirea noului spital municipal la Timișoara a fost semnat joi 28 martie de reprezentanții primăriei și cei ai International Financial Corporation. Este vorba despre un parteneriat public-privat pentru un proiect la care cele mai optimiste previziuni arată că va fi finalizat într-o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani. Despre necesitatea noii unități medicale a vorbit Dominic Friț, primarul Timișoarei. Suntem aici pentru că bolnavii au nevoie de îngrijire într-un spital modern, cu dotări moderne, cu saloane curate, cu cabinete pentru consultații. Nu mai vrem ca și următoarea generație de timișoreni să vină la spital și să se plimbe între secții în Timișoara. Avem 14 secții în Timișoara, multe dintre ele în clădiri vechi, care nu o să mai prindă nicio acreditare și de aceea avem nevoie de acest spital nou. Din partea AFC a fost prezentă la Timișoara Meita Fani Sila, care a reprezentat organizația la semnarea contractului. The mandate that we are about to sign today, deci acest contract pe care îl vom semna astăzi, will confirm the service that we are going to bring to the municipality, which is structuring. Va confirma serviciul pe care îl vom aduce municipalității, pe care îl vom face municipalității Timișoara, mai precis. Which is structuring the project in a sense that. Structurarea proiectului în sensul că. Through the pre-feasibility study. Prin studiul de prefezabilitate. With all the experts, legal and technical and financial. Experții în domeniul legal, tehnic și financiar. We will design the best solution. Which will consolidate some medical services. Vom găsi cea mai bună soluție care va consolida unele servicii medicale. To allow the beneficiaries, the people of Timișoara, adică populația Timișoara, to have the service delivered on one site through modern equipment. Să aibă aceste servicii asigurate pe de o parte printr-un echipament modern. And to allow the doctors, the medical service provider, to focus on the quality of the treatment that they will be delivering. Să se concentreze pe toate serviciile medicale pe care le vor asigura. Daniel Malița, directorul Spitalului Municipal, a subliniat faptul că în momentul de față activitatea se desfășoară în 14 unități medicale dispersate în tot orașul, ceea ce provoacă disconfort. Zilnic plimbăm pacienții dintr-o locație într-alta pentru investigații, analize, consulturi interdisciplinare, ceea ce adună costuri foarte mari, care prin acest proiect sperăm să le diminuăm și să devenim și mai eficienți. În plus de aceasta, resursa umană a spitalului nostru, colegii noștri au dovedit de-a lungul timpului un grad foarte mare de profesionalism și este păcat că dispunem în momentul de față de spații deficitare. Dominic Friț a mai spus că va căuta împreună cu cei de la AFC o companie privată care să își asume construcția și dotarea noului spital.